Dumnezeu, când ne-a botezat cu Duhul Sfânt, cu ce ne-a botezat? Pe cu Duhul Sfânt. Și pe mine când m-a botezat cu Duhul Sfânt și pe tine cu Duhul Sfânt, te întreb, e același Duh Sfânt sau nu? Sau are Dumnezeu pentru păstor un Duh Sfânt mai special, pentru oși un Duh Sfânt mai slab? Asta e blasfemie, dragii mei. N-a plătit Domnul Iisus Hristos cu sânge sfânt ca noi să ne jucăm cu Duhul Sfânt, dacă să ne cumpărăm acum încă un Mercedes, să ne mutăm în zona cu tare, să mergem în vacanță în locul cu tare. Ne-a trimis Dumnezeu Duhul Sfânt să ne ducă la sfințire, dragii mei. Dar mi-a zis Domnul să mă mut ca să îmi construiesc ceva mai mult, să plătesc mai puțin, să stau la soare, să cine știe câte alte, dragii mei, să nu ne jucăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Preamărit să fie în numele Domnului. Amin. Dragii mei, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt, vrem să continuăm să învățăm ceea ce începusem joi seară și vă spuneam că vom continua duminică seară să învățăm despre lucrarea prorociei. Am terminat de a discuta lista celor 9 daruri și spuneam că la capitolul prorociei este foarte mult de discutat. Realmente, în seara aceasta nu ne ajunge ca să putem vorbi exhaustiv despre acest subiect și ar fi mult de discutat, dar câteva lucruri care vreau să le luăm în considerare ca să putem corecta un picuț anumite tipare tradiționale care noi le avem. Recunoaștem că o mare parte a doctrinei care noi o cunoaștem ca și oameni din biserică este luată din predici, anumite studii, dacă am participat, poate când eram mai tineri, la tineret sau la anumite studii că le-am urmărit, poate online, sau la alte momente când am avut un moment de întâlnire cu alți frați și poate de prea puține ori este ancorată din ceea ce noi personal am studiat din Sfânta Scriptură. Adică prea puțin am derivat noi personal din Scriptură ce vrea Dumnezeu de la noi și mai mult am luat ceea ce ni s-a spus că așa trebuie să fie. Dacă ar fi să vă pun câteva întrebări, de exemplu, de ce trebuie o soră în biserică să poarte fustă și batic? Ce ați răspunde? Dacă v-aș întreba de ce nu este voie să lucrăm duminica? Alții vor spune și n-am știut că nu-i voie să lucrez duminica. Ce am răspunde? Dacă v-aș întreba cum trebuie să desfășoare un program bisericesc, ce ați răspunde? Probabil că am spune că așa trebuie, că așa s-a făcut, că așa am fost învățați, că așa am crescut. Realmente vorbind, argumente scripturale prea puțin poate să ne pregătiți să dăm și poate sunt prea îndrăzneți în a spune aceasta, dar realitatea este că prea mult am învățat din ceea ce ni s-a dat și nouă. Și aceasta a creat, dacă vreți, anumite tipare penticostale care le avem și noi învățate din moș strămoș și în timp s-a creat o tradiție penticostală care se ancorează mai mult în tradiție și nu neapărat pe Scriptură. În categoria acestor tipare acum vom putea încadra câteva nedumeriri precum: nu te poți căsători dacă nu ai avut o prorocie. Dacă nu ți-a vorbit Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te iei sau să nu te iei, nu te poți căsători. Oare așa să fie? Altă întrebare ar fi: m-aș muta la altă casă, dar nu știu dacă e voia Domnului. Aș vinde casa, acum ai marketul sus, dar oare e voia Domnului să vând casa sau nu? Hai să întrebăm pe Domnul. Mi-a zis Domnul să mă mut în altă țară sau în alt loc. Deseori am auzit această expresie și cam cei mai mulți care au făcut mutări, cam de aici încep cu premiza. Mi-a zis Domnul că trebuie să mă mut. Se pune întrebarea, așa este sau nu? Nu știu dacă să investesc în, și aici fiecare vrea în ce să investească, fie că în stock market, în bitcoin, în ce vrea dumneavoastră, hai să întrebăm pe Domnul dacă ar fi o investiție foarte bună. Și sunt oameni care apelează la prorocie pentru așa ceva. Am avut o prorocie că o să am gemeni și soția a născut numai un copil. Acum ce mă fac cu prorocia aceea? O vorbi Domnul sau nu o vorbi Domnul? Proroc mincinos sau greșit prorocul sau... Cum se încadrează astfel de prorocii? Prorocia aceea nu a sunat biblic, dar sincer mi-e frică să zic ceva că nu vreau să mă leg de proroci. Și atunci, dragii mei, la astfel de provocări, la astfel de tipare care s-au creat pe fondul unei tradiții penticostale, noi va trebui să răspundem bazat pe Sfintele Scripturii. Aceste nedumeriri sau frământări sunt cauzate din cauza unei înțelegeri greșite asupra lucrării profetice și anume perspective tradiționale penticostale care noi în timp le-am creat. Cât privește darurile Duhului Sfânt, trebuie să recunoaștem că implicarea Duhului Sfânt în viața Bisericii Penticostale
pentecostale a dat randamentul care se vede acum la 100 de ani după începutul pentecostalismului în România, dacă vreți și desigur prin restul lumii. Aceste mișcări care s-au născut din prezența Duhului Sfânt au dat randament. Dumnezeu cu adevărat a lucrat. Lucrări de vindecare, de eliberare, prorocii, descoperiri, precum și semne și minuni care au însoțit Evanghelia, au dat naștere la ceea ce noi vedem. Dumnezeu și-a onorat lucrarea, arătând că Duhul Sfânt și astăzi încă mai lucrează. Toate acestea, în schimb, au expus Biserica Pentecostală la o sumedenie de riscuri care au trebuit să fie asumate. Fratele Cornel Bârsan ne povestea cu mai mult timp în urmă, când era Dumnezeu încă în viață, că veniseră o grupă de menoniți în România și discutau cu dumnealor spunând astfel: și noi credem ca și voi pentecostalii că darurile Duhului Sfânt sunt active și astăzi. Și noi credem că Dumnezeu încă mai botează cu Duhul Sfânt, încă mai este prorocie, vedenii, vindecări, Dumnezeu încă le face. Doar că noi ne-am temut de falsurile care pot să apară și din cauza aceea n-am vrut să ne asumăm lucrarea ca nu cumva să se facă vreo greșeală. Neasumându-ne, n-am avut harul care voi l-ați avut. Voi v-ați asumat riscurile care vin cu această lucrare și, drept urmare, Dumnezeu a lucrat în mijlocul vostru. Ei, dragii mei, această lucrare este autentică și minunată, dar în același timp, cel rău va căuta să înșele pe mulți și uneori chiar să lovească în biserică prin manifestări înșelătoare. Ca să nu facem greșeli și ca să nu supărăm pe Domnul, cum ar trebui să fie văzută, folosită și întreținută lucrarea profetică în viața pentecostalului modern? Am intitulat mesajul Prorocia în viața pentecostalului contemporan. Prorocia în viața pentecostalului contemporan. Suntem frați pentecostali, mărturisim credința în Duhul Sfânt, mărturisim credința în darurile Duhului Sfânt și iubim aceste lucrări care se fac în adunare. Dar vrem să fie autentice, să fie de la Domnul, să nu fie înșelăciune. Și atunci, ce trebuie făcut ca să asigurăm că toate lucrurile sunt făcute în ordine? Ascultați sfatul apostolic cu privire la această lucrare profetică. Grija lui Pavel nu a fost ca să oprească lucrarea Duhului Sfânt, ci ca nu cumva să fie înăbușită. Versetul 19 din 1 Tesaloniceni 5 ne spune: nu stingeți Duhul. Cuvântul stingeți înseamnă a opri, a potoli, a înăbuși, a răci sau a stăvili, a încerca să pui un capac. Și aici riscul major este ca prin frică sau grijă sau nepăsare din partea noastră să ajungem să înăbușim, să sufocăm lucrarea Duhului Sfânt încât să nu mai aibă loc în adunare. Da, credem, ne place, dar nu aici, dar nu la noi, dar nu din programul, dar nu acum, altcândva. Acum nu este momentul potrivit. Și riscul mare este să înnăbușim lucrarea Duhului Sfânt. Pavel mai apoi remarcă că avem riscul să disprețuim lucrarea activă a Duhului Sfânt. Versetul 20: nu disprețuiți prorociile. Cuvântul a disprețui înseamnă a reduce la zero, a privi cu dispreț sau a desconsidera. Când privim prorocia ca ceva neimportant sau neluând în calcul ceea ce ne vorbește Domnul, riscul este să reducem la zero ceea ce Dumnezeu vrea să facă între noi. Țineți cont, dragii mei, vorbim despre faptul că Dumnezeu ne-a vorbit. Dumnezeu, din spațiul etern al spiritualității sale, se prezintă la noi și ne vorbește. Și noi zicem: e, nu-mi pasă, ce contează, ce prorocie, ce e asta? Asta este o adevărată desconsiderare a cuvântului lui Dumnezeu. Îl aruncăm la gunoi și este un mare pericol a face așa ceva. Dar Pavel nici nu pledează pentru credulitate exagerată cu privire la lucrarea profetică. Și el continuă: ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cercetați înseamnă supuneți la test, să vedeți dacă este real sau aprobat ceea ce se întâmplă. Și păstrați înseamnă a reține, a te lega cu adevărat de ceva. Adică nu disprețuiți prorociile, sunt necesare, dar când ele vor apărea, vor trebui să fie puse la test. Și dacă sunt aprobate, că sunt reale, prindeți-vă de ele și păstrați-le cu multă bucurie, ceva bun care Dumnezeu dă pentru voi. Toată discuția noastră se învârte în jurul acestui principiu: a nu disprețui, a descalifica lucrarea, dar a supune la test și a ține doar ceea ce este aprobat prin test. Și atunci, dragii mei, cum se manifestă lucrarea
profetică. Spuneam joi seara și mă repet în această seară încă o dată. Lucrarea profetică în Vechiul Testament diferă de Noul Testament. Când ne întoarcem la tiparul Vechiului Testament, în Vechiul Testament cuvântul de Nabi apare pentru profet, pentru proroc. Nabi înseamnă din limba acadiană cineva chemat sau cineva chemat să vorbească. Prorocul din înțelegerea Vechiului Testament era un om chemat de Dumnezeu, împuternicit și trimis să vorbească din partea lui Dumnezeu. Iar în Septuagintă, când a fost tradus Vechiul Testament în limba greacă, este cuvântul profetes, care înseamnă cel ce vorbește pentru cineva. Este omul cu o chemare specială din partea lui Dumnezeu să ducă mesajele lui Dumnezeu pentru oameni ca să le asculte. Ascultați ce spune Dumnezeul Ieremia în capitolul 1 cu versetul 5. Mai înainte să te fi întocmit în pânt cele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil, dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Prorocul este omul chemat de Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, să ducă mesajele din partea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament mai apare sub termenul de văzător, ca expresie sinonimă pentru profet. Prin aceasta înțelegem că văzătorul vede tainele lui Dumnezeu, iar profetul, prorocul, rostește cuvintele lui Dumnezeu. În Ieremia, în Isaia, capitolul 30, cu versetul 10, ni se spune, și care zic văzătorilor să nu vedeți și prorocilor să nu prorociți adevăruri. Observați, văzătorul vede din partea Domnului și prorocul rostește din partea lui Dumnezeu. Clasa aceasta specială de oameni a Vechiului Testament au fost folosiți la scrierea canonului vechi testamentar, adică a Scripturii vechi testamentare. De aceea, cea mai mare parte a Vechiului Testament a fost scrisă de proroci. Moise era proroc, Samuel era proroc, apoi vin lista prorocilor, David era proroc, toate aceste scrieri vechi testamentare, în cea mai mare parte au fost scrise de proroci. Și oamenii aceștia au avut o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Despre ei vorbește Apostolul Petru și să nu înțelegem noi greșit că asta e prorocia nou-testamentară. În 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați seama aminte, ca la o lumină care lăsăcește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai dintâi să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Prorociile vechi testamentare au fost influențate de Duhul Sfânt și ei au vorbit din partea Duhului Sfânt cuvinte inspirate. Ei, dragii mei, în Noul Testament, spuneam joi seara, clasa aceasta a prorocilor vechi testamentari nu mai apare, ci ea este transferată și schimbată în clasa apostolilor. În Evrei, capitolul 1, se spune cu versetul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Știți ce este numit Domnul Iisus Hristos? Dacă v-aș întreba cine este cel mai mare apostol din Biblie, ați spune că e apostolul Pavel, apostolul Petru. Cel mai mare apostol a fost Domnul Hristos. Evrei, capitolul 3, cu versetul 1. De aceea, frați sfinți care aveți parte chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Iisus, dragii mei, este marele apostol. Apostol înseamnă un trimis din partea lui Dumnezeu. Și de aceea prorocii vechi testamentari erau trimiși de Dumnezeu, apostolii erau trimiși de Dumnezeu similar. Au înlocuit clasa prorocilor Vechiului Testament. Tot Petru ne spune în 2 Petru 3 cu versetul 1.
Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci, ăsta e Vechiul Testament, și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri, prorocii Vechiului Testament și apostolii Noului Testament. Aceștia doi sunt, dacă vreți, aceeași clasă. Ei, acum când ne întoarcem la Noul Testament, se face o schimbare. De ce era nevoie? Pentru că Noul Testament se învederea că toți vor avea potențialul să prorocească și de aceea era nevoie de o clasă specială de oameni care vor lucra la canonul Noului Testament. Acum, prorocul nou testamentar se împarte în două categorii. Orice botezat cu Duhul Sfânt poate să aibă acces la darul prorociei, cum spuneam joi seară, și oricine, fie că e bărbat, că e femeie, că e tânăr, că e bătrân, poate proroci sub influența Duhului Sfânt sau mai este slujba de proroc. Efeseni capitolul 4 cu versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Ăștia nu sunt proroci care procesc cu dar de prorocie, ci ei sunt clasa slujbei de proroc. Oameni care manifestă mai multe daruri ale Duhului Sfânt, cu o chemare specială, cunoștință, înțelepciune, dar de deosebire a durilor, vorbind în limbi și tălmăcire și prorocie, toate se manifestă și oamenii aceștia au o chemare mult mai specială. Dacă vreți, sunt prorocii care nouă ne plac cel mai mult în era noastră modernă. Dar aceștia nu sunt sinonimi cu prorocii din Vechiul Testament. Aceștia vesteau pedepsele lui Dumnezeu, au scris, dacă vezi, Vechiul Testament, au uns împărați, au adus vestea despre Mesia, au fost cuvinte concrete inspirate de la Dumnezeu care aveau să rămână în Scriptură. Similar au fost apostolii care au fost dați de Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă vorbim despre proroc în Noul Testament, aș folosi o analogie ca să înțelegem mai bine. Prorocul, dragii mei, este sinonim sau similar cu un poștaș. Poștașul merge la depozit, ia de acolo ceea ce este de dus în oraș și vine pe la casele pentru care are ceva să dea. Dacă are un plic pentru tine, ți-l aduce. Și dacă n-are un plic pentru tine, nu ți-aduce, că n-ar ți-aduce. Acum, gândiți-vă în fiecare dimineață să stai afară când vine poștașul și tu să le iei la rost. Băi, ai ceva pentru mine? N-am. A doua zi, ai ceva pentru mine? N-am. Dar ai ceva pentru... Când o să am ceva pentru tine, o să trec pe la tine pe acasă. Până n-am nimica pentru tine, n-am ce să aduc. Prorocul este, dacă vreți, poștașul bisericii. El este chemat să stea în legătură cu Dumnezeu, pe turn cu Domnul, împărtășie cu Domnul, în legătură cu Duhul Sfânt și dacă Domnul are un mesaj pentru biserică, îl va trimite. Dacă Domnul are un mesaj pentru cineva, îl va trimite. Altfel, degeaba tot vrei tu să zică ție Domnul ceva, că dacă Domnul nu vrea să spună, nu-ți spune. Cel mai rău caz, îți va proroci omul și de aceea e nevoie să fim foarte atenți. Ei, dragii mei, elementele necesare ca să apară o prorocie vor trebui înțelese, mai ales de biserică, ca mai apoi să înțelegem ce se întâmplă când este o greșeală în prorocie. Prorocul în timpul unei prorocii, dragii mei, nu cade în extaz, nu este într-o tranșă, ci nu prin gura lui literalmente vorbește Dumnezeu. Dacă așa ar fi, atunci, indiferent cine ar proroci, am auzit aceeași voce, aceeași limbă, pentru că literalmente prin omul acela ar vorbi Dumnezeu din cer. Dar este interesant când auziți o prorocie. Dacă este bărbat, e glas de bărbat. Dacă e femeie, e glas de femeie. Dacă e bănățean, e grai de bănățean. Dacă e moldovean, e grai de moldovean. Și toate acestea pentru că trece prin vasul omului. Și atunci va trebui să înțelegem că nu este o stare de extaz, ci este o inspirație a Duhului Sfânt. De aceea Pavel spunea, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Prorocul în oricare moment se poate opri din prorocie. Poate decide dacă dă drumul la lucrare sau nu dă drumul la lucrare. Poate decide când dă drumul la lucrare. Acestea stau în vasul prorocului și la atitudinea lui, dacă vreți. Inspirația vine de la Dumnezeu. Și atunci trebuie să înțelegem aceasta ca să nu ne încurcăm mai târziu, că unii spun, păi cum mă să greșească Dumnezeu? Păi Dumnezeu nu greșește. Ăsta clar nu-i de la Domnul. Nu greșește Dumnezeu.
s-a încurcat prorocul. Și atunci, acum le reconciliem pe acestea? Dragii mei, trebuie să înțelegem felul în care vine o descoperire. În Numeri, în capitolul 12, ni se explică exact tiparul în care Dumnezeu aduce descoperiri prin proroci. În versetul 6 ni se spune: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu Domnul voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este și cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului, cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu și împotriva lui Moise. Dragii mei, observați! Când Dumnezeu se descoperă unui proroc, îi se descoperă printr-o vedenie, printr-un vis, prin lucruri grele de înțeles. Moise a fost un om cu totul special. Tocmai de aceea li se spunea în lege: Dumnezeu va ridica un proroc ca mine și de el să ascultați. Moise, afară de Hristos, a fost singurul care a vorbit cu Dumnezeu gură către gură, zice Biblia. Adică l-a auzit pe Dumnezeu. Noi nu avem harul acesta. Și atunci cei care astăzi sunt chemați ca și proroci primesc din partea Domnului inspirații care aduc descoperiri care sunt grele de înțeles, care trebuie decodificate și apoi redate bisericii. De aici am putea spune că ca să apară prorocie este nevoie de revelație, descoperirea divină, de interpretarea acelei revelații, decodificarea mesajului și de redarea mesajului către biserică. Aici sunt cele trei etape și toate trei sunt esențiale să fie făcute corect ca să apară prorocie cum trebuie. Haideți să-l urmărim împreună. Revelația, dragii mei, este sursa prorociei. Aici e foarte simplu. Ori e de la Dumnezeu, ori e din Duhul omului, omul zice de la sine, ori de la diavol, e proroc mincinos. Și revin și în această seară. Prorocul mincinos, prin definiție, nu este un proroc care se încurcă în prorocie. Ăla nu e un proroc mincinos. Ăla e un proroc care a făcut o greșeală. Proroc bun, care fie că nu a vegheat, nu a fost atent și sunt mai mult de discutat aici. Prorocul mincinos e unul care spune niște semne concrete, care se împlinesc, dar în mesajul său te trage de la Dumnezeu. Deuteronom 13. Dacă se va ridica un proroc care îți va vesti un semn și se va împlini și îți va spune: hai să mergem după alți dumnezei, să nu-l crezi, ăla trebuie omorât cu pietre. Asta era în lege. Ăsta e prorocul mincinos. Zicea bine fratele Hozan odată: să vă ferească Sfântul Dumnezeu să întâlniți un proroc mincinos. Ăla te întoarce cum nu-ți imaginezi, pentru că n-ai ideea, acolo e un duh necurat care vorbește. Sursa umană, că omul prorocește de la sine, nu simți nici nimic, nici nu iese nimic, nici nu se împlinește nimica, că ăsta a vorbit din îndrăzneală. Când e de la Dumnezeu, se simte, este clar, se împlinește că a vorbit Domnul, mărit să fie Domnul. Astfel de prorocii ne dorim întotdeauna în adunare. Doamne ajută la aceasta. Sursa este de la Dumnezeu, de la om sau de la diavolul. Deci revelația are de-a face cu sursa. De aici, dragii mei, darul descoperirii duhurilor identifică sursa de unde vine prorocia. Fără a identifica elementele prorociei, prin darul descoperirii duhurilor poți să știi exact de unde vine sursa. E de la Dumnezeu, e de la om sau e de la diavolul. Deci aici e prima etapă. Dacă este de la Dumnezeu revelația, deja 33% suntem pe făgașul cel bun. Nu 100%, 33%. Mergem mai departe. Pentru că în urma revelației vine interpretarea. Și aici va trebui să decodificăm mesajul care Dumnezeu îl dă. Spunea Domnul către Moise, către Aron și Maria: când va fi un proroc, mă voi descoperi lor prin lucruri grele de înțeles. Și ele vor trebui identificate corect ca să fie corect interpretate. Mesajul poate fi primit ca o vedenie, ca o cunoștință, ca o inspirație a primelor cuvinte din prorocie. Aici diferă modul în care Dumnezeu descoperă. Aici prorocul trebuie să decodifice mesajul. Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Întoarceți cu mine la Ieremia, capitolul 1. Vă rog să puneți pe ecran, pentru că este important să vedem aceasta și în limba engleză. Ieremia 1, cu versetul 11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ce vezi, Ieremio?
Eu am răspuns, văd un vegheator. Lasă versetul pe ecran. Cei care vorbiți bine limba engleză, vă rog să vă uitați la ecran, dragii mei. În limba engleză, ce scrie în ultima parte a versetului? Scrie cumva văd un vegheator? Nu scrie. Traducerea este, I see a branch of an almond tree, văd ramura unui migdal. Și acum se pune o întrebare. Aici e o greșeală de traducere, o greșit Cornilescu. Dacă ne întoarcem până și la originalul ebraic, așa scrie, văd o ramură de migdal. Acum, dragii mei, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă cu Cornilescu? Cornilescu aici a zis, eu am manifestat cu adevărat ceea ce înseamnă darul de înțelepciune. Și a pătruns în taina aceasta, înțelegând de fapt ce vrea să spune Dumnezeu aici. Pentru că următorul verset face complet sens atunci. Bine ai văzut căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Acum, gândiți-vă la această conversație. Ce vezi, Iremio? Văd o ramură de migdal. Bine ai văzut. Eu veghez asupra cuvântului meu. Dar ce ar de a face una cu alta? În înțelesul ebraic, dragii mei, când înmugurea migdalul, era semnalul că Dumnezeu veghează asupra naturii. El este Cel care veghează. De fapt, ce se întâmplă? Aici se vede cel mai bine revelația și interpretarea. Ieremia vede în vedenie o ramură de migdal. Atât. Din aceea ramură, el prin Duhul Sfânt, primind interpretarea, înțelege ce se întâmplă. Ce vezi, Ieremio? Doamne, văd că tu veghezi. Bine-i văzut, Ieremio. Eu veghez asupra cuvântului meu ca să ajungă la împlinire. Asta înseamnă revelație și interpretare. Vă dau un caz practic, dragii mei, ca să vedeți cât de periculos este dacă interpretăm noi când nu interpretează Domnul. Poate vă aduceți aminte de familia Mut. Când am fost în Irlanda, acum i-am întâlnit pe fratele Florin cu sora Ramona, a fost la noi cu mai mulți ani în urmă. Și dacă vă aduceți aminte, atunci cu biserica a fost o situație de criză, din cauza unei cazieri a dumnealui înainte de botez, a fost pus în închisoare pentru câteva luni. Și noi cu biserica atunci am făcut o petiție, am luptat, am pledat pentru dumnealui și în final a ieșit afară din închisoare. Ei, dragii mei, mi-aduc aminte că în timpul acela eram la rugăciune și Duhul Sfânt arată o vedenie în dreptul sorei Ramona cu privire la el, era închis atunci. Și în vedenie se arăta un ceas de aur la care acele băteau la 12 fără 1. Și acum, care interpretarea? Interpretarea n-a venit. Și atunci răspunsul a fost, este foarte puțin timp și Domnul va lucra. Literalmente cât? Nu știm. Acum, dacă noi vrem să devenim poetici, așa, un minut la 360, la împărțit, la secunde, la cum, putem să o dăm noi cum vrem, dar ne încurcăm. Știți care a fost interpretarea? Iese fratele Florin din închisoare și îi dă un telefon, spune, măi, hai să spun cum era cu vedenia aia. În a 12-a lună, fără o zi, am ieșit afară. În ultima zi din noiembrie. Mă, face sens? 100%. Dar dacă n-a venit atunci interpretarea, interpretând ceva ce Dumnezeu a descoperit mai adânc, riscăm să ne încurcăm. Asta înseamnă revelație, interpretare, ca mai apoi să vină redare. Interpretarea, dragii mei, este similară cu tălmăcirea limbilor la vorbire în alte limbi. Este decodificarea mesajului profetic care Dumnezeu vrea să-l arate. Și cine nu are aceea certitudine sau interpretare, să stăruie înainte Duhului Sfânt să primească și mesajul. De aceea, când auzi câte unul care are așa vedenii, dar n-are nici el înțelegerea lui. Ce ai văzut, frate? Băi, am văzut așa un pom foarte mare, multe fructe în el, era lumină, o pasăre în pom. Și ce înseamnă? Nu știu. Păi, și de cine ai spus-o atunci? Deci dacă n-ai înțeles nici tu, nici noi nu înțelegem, nu zidești pe nimeni, e nevoie de interpretare, decodifică mesajul din partea lui Dumnezeu. Ca mai apoi, dragii mei, dacă interpretarea este bună, suntem acum la 66%. La final de drum. Revelația e bună, decodificarea a fost bună și mai rămâne ultima treaptă, redarea mesajului. Și acum apare un lucru foarte important. Redarea este literalmente comunicarea mesajului primit din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, aici trebuie să fim 100% fideli mesajului care Dumnezeu vrea să îl transmită. În Ezechiel, în capitolul 33, cu versetul 7, ni se spune, acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întorci la calea lui ce are, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei știința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dragii mei,
Este prorocul responsabil să redea mesajul din partea lui Dumnezeu fără a știrbi nimic din acel mesaj. Pentru că vreau să vă spun, dacă un proroc reține o parte din mesaj, pune în pericol viața celui ce ascultă mesajul. Și dacă un proroc adaugă la mesaj, îl va încurca pe cel ce aude mesajul. Aici am spus de mai multe ori și această expresie mi-a rămas în minte. Calitatea unui proroc se vede în capacitatea de a spune strict ce a zis Domnul, nimic mai mult și nimic mai puțin. În momentul când se taie din mesaj sau se adaugă în mesaj, se fac greșeli colosale și aici apar mari probleme. Cineva va spune, și dacă descoperirea e foarte scurtă, foarte simplă, păi dar ce prorocie e așa numai de 10 secunde? E prorocie? Păi o prorocie măcar trebuie să aibă, măcar așa, un minut, două, cinci, așa, să simți că ți-o vorbi Domnul. Dragii mei, uitați-vă în tiparul Noului Testament. Cât de lungi erau prorociile? Fapte 21 cu versetul 11. Și a venit la noi, Agab, a luat brâul lui Pavel și l-a legat picioarele și a pus mâinile și a zis. Și acum, dacă vreți, cronometrați. Iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela, al cui este brâul acesta și îl vor da mâine neamurilor și zic eu, amin. No, asta e prorocie. Asta e prorocie? Da, asta e prorocie. Atât a vrut să zică Duhul Sfânt. Și după aia, și Pavel e încurajat și o să rămână tare, dar știe că Domnul e cu el, dar o să iasă din închisoare, dar mai dau afară neamurile. Domnul n-a mai descoperit. Și dacă Agab continua, dar bărbatule, nu te teme, că eu sunt cu tine, sunt aici, am să te ajut, crede numai că am să-ți dau biruință. Greșea că n-a vorbit Domnul. Atât a vorbit Domnul, atât a zis Agab. De aceea, dragii mei, calitatea unui proroc ca vas se vede în capacitatea în care poate spune strict ce zice Domnul, nimic mai mult și nimic mai puțin. E important să înțelegem aceasta. Altfel facem mari greșeli. Se întâmplă că în timpul unei prorocii simți că îți vorbește Dumnezeu, inima se conectează și parcă la un moment dat s-a închis firul. Prorocia parcă continuă, dar tu parcă nu mai simți nimic, parcă s-a închis fereastra. Acolo, de cele mai multe ori, prorocul a continuat când Dumnezeu nu mai vorbește. Acolo a adăugat de la sine mai departe. De aceea, fidelitatea prorocului în a reda strict mesajul primit este esențială, că nu ne putem juca cu Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta, dragii mei! Evaluarea unei prorocii. Cum putem să știm dacă o prorocie este de la Dumnezeu? Sunt două elemente care vor trebui să fie observate. În primul rând, vasul prin care vine lucrarea și, în al doilea rând, calitatea, fidelitatea și acuratețea mesajului prorociei. Când vorbim despre vas, dragii mei, spunea Domnul Hristos, după roadele lor îi veți cunoaște. Un proroc trebuie să aibă roade concomitente cu o pocăință adevărată trăită. Altfel, se pun mari semne de întrebare. Revin și în această seară și unii spun, dar ce frate, n-a vorbit Dumnezeu și măgărița lui Balaam? Și o zic, fain de noi, dacă la nivel de măgar vrem să ne coborâm, să ne fie rușine. Păi suntem oameni, nu măgari. Și atunci să trăim la nivel de oameni. Fiți oameni, spunea Biblia. Și ca și oameni, să trăim sfânta pocăință, dragii mei. Roadele noastre arată dacă suntem oameni a lui Dumnezeu sau nu. E foarte simplu. În al doilea rând, acest calificativ, după mărturia care o are prorocul acela. La 1 Ioan, capitolul 4, apare un verset care de multe ori este greșit folosit în prorocie. Preiubiților, versetul 1, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care nu mărturisește că pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist. Acum pun o întrebare. Ați auzit prorocii prin care s-a specificat în timpul, de obicei la finalul prorocii ei, Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos a venit în trup? De multe ori este percepția că dacă această frază este utilizată la încheierea prorociei, prin asta punem parafa că e de la Domnul. Și vreau să vă spun că această expresie o pot spune și ateii.
Oricine poate să enunțe, să pronunțe aceste cuvinte. Ce vrea să spună Apostolul Ioan când spune că Duhul lui Dumnezeu îl cunoaștem, că oricine mărturisește pe Iisus Hristos care a venit în trup, e de la Dumnezeu. Dragii mei, Hristos n-a venit ca Duh, ca înger pe acest pământ. El n-a venit să trăiască o viață ca un înger, luând păcatele noastre mistic asupra sa și apoi a plecat la Dumnezeu. Iisus Hristos a venit în trup, s-a întrupat, a trăit în trup, a purtat în trup pe lemn păcatele noastre și țintuind puterea păcatului în trupul său, prin el ni se-a dat nouă capacitatea să trăim o viață nouă prin el. Prin trupul lui ni s-a dat nouă drept să trăim o viață nouă în Hristos. De aceea cine iarnă deci aceasta se curăță, dragii mei. Și atunci cine mărturisește că Hristos a fost în trup, se curăță și el în trupul lui. Mărturia prorocului trăită trebuie să fie de așa natură încât să se vadă că el mărturisește pe un Hristos care a trăit în trup. Nu în expresii profetice, ci realmente în viața trăită. Dacă prorocul acela nu trăiește viața precum Hristos, degeaba folosește fraza că el n-are nimic de a face cu Hristosul care a trăit în trup. Asta înseamnă să-L mărturisești pe Hristos care a venit în trup. Adică ai recunoaște dumnezeirea trăită pentru noi ca noi să trăim o viață nouă împreună cu Tatăl. După supunere, cunoaștem prorocul care este din partea lui Dumnezeu. 1 Ioan 4:6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Păi dacă un proroc nu se poate supune rânduielii bisericii, dacă nu rămâne sub tutela bisericii, dacă nu stă sub autoritatea slujitorilor bisericii, acolo apare o mare problemă. Se pun mari semne de întrebare dacă acea persoană cu adevărat vorbește din partea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, oricine nu ne ascultă pe noi, pe Dumnezeu ne ascultă, că nu ne-am pus noi de sine aici să stăpinim, ci Dumnezeu ne-a chemat în această slujire și cine vorbește cuvântul lui Dumnezeu rămâne în autoritatea lui Dumnezeu. De aceea, cine nu se supune are o mare problemă. Când apar situații în care, din nefericire, trebuie disciplinat o persoană și spune, dar știți cine sunt eu? Păi dacă vă trag o prorocie, vai de voi, acolo mari semne de întrebare. Nu vorbește Domnul, acolo vorbește altcineva. Și aș mai spune, dragii mei, că un vas, un proroc îl cunoaștem după apetitul lui. În 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 3, ni se spune despre faptul că vor veni proroci mincinoși și învățători mincinoși care vor aduce erezii nimicitoare. Acum întâi ne spune, în lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Sunt setoși după bani. Sunt setoși după identitate, după mândrie, după faimă, după a fi văzuți. Și de multe ori, dacă astfel de situații sunt în viața lor, de acolo va izvorâ prorocia. Cineva spunea odată, mi-aș dori și eu un dar de prorocie ca să mă caute oamenii, să vină la mine, să știe că și eu sunt proroc. Păi dacă asta e dorința ta, e mare problemă cu sursa de unde vine această dorință. Ei, dragii mei, aici apare o mare problemă și vreau să vă spun ceva ce în timp am observat, mare durere. Cei mai buni dintre proroci, din nefericire, au fost stricați de biserici care n-au știut să aibă grijă la capitolul bani. Este un lucru să ai inimă bună, să faci o lucrare frumoasă, a da cuiva din partea Domnului un dar, este un lucru. Și este altceva, dacă vreți, a înfunda pe cineva cu bani într-o măsură în care îl duci pe o pantă a alunecării. Din nefericire, prea mulți proroci s-au compromis din cauza banilor. De aceea, în didahia, în învățătura apostolică a Sfinților Părinți, cum se spunea, era, dacă vreți, culegerea de învățătură a apostolilor, imediat după plecarea Domnului Hristos, se scria astfel, dacă va veni un apostol sau un proroc la voi și va sta o zi, să stea maxim o zi sau cel mult două, dacă e necesar. Dacă stă mai mult de două zile, nu-i de la Dumnezeu. Așa ziceau Sfinții Părinți ai Bisericii. Dacă îți va cere bani la plecare, este un proroc mincinos. Să nu-i dai nimic, să nu-l mai chemi. Dacă îl vei chema la lucru cu tine și nu vrea să lucreze, e un proroc mincinos. Așa gândeau părinții bisericii, dragii mei. Atât de atenți și de severi au fost față de lucrarea profetică. Pentru că aici
s-au făcut foarte multe greșeli. Nu uitați, darul nu-i pentru noi, îi pentru zidirea bisericii și preamărirea numelui lui Dumnezeu. Oricine îndrăznește să atenteze la slava Domnului, se pune în focul lui Dumnezeu. Ferească Domnul de așa ceva. Apoi, calitatea, finețea și lucrarea, acuratețea mesajului. Mesajul profetic, dragii mei, nu poate contrazice Sfânta Scriptură. V-am scris aceste lucruri să învățați să nu treceți peste ce este scris. Poate să prorocească oricine ar fi, cât de mare proroc ar fi el, păstor, elită, cine ar vrea el, dacă încalcă Sfânta Scriptură negru pe alb, nu-i de la Domnul. Asta e clar. Nu poți accepta o prorocie care a încălcat principiile Sfintelor Scripturi. Văd în dreptul tău că e o mare luptă, Domnul spune, ești eliberat, poți să lași bărbatul tău. Fals! Asta nu-i de la Domnul. Nu-i de la Domnul, încalcă Sfânta Scriptură. Desprinde de biserica în care te afli, că acolo nu este glasul meu, fugi de acolo. Dragii mei, Dumnezeu niciodată nu-și va încălca cuvântul Său. Dumnezeu ne cheamă să trăim în armonie cu al Domnului cuvânt. Dacă o prorocie încalcă cuvântul, automat este descalificată. Mai mult, dacă o prorocie pretinde că adaugă la cuvântul lui Dumnezeu, este la fel de păguboasă și de păcătoasă. Ne spune în finalul Sfintelor Scripturi, în Apocalipsa 22, mărturisesc că oricui va adăuga la această prorocie, îi va adăuga Dumnezeu urgiile care sunt scrise în carte. Ei, dragii mei, nicio prorocie din vremea noastră nu mai poate completa, adăuga la Sfânta Scriptură. Cel mai mare proroc al avem e Sfânta Scriptură. Și aici, dragii mei, ne Dumnezeu sfaturi pentru viața noastră. Va trebui foarte mare atenție la aceasta. Trebuie să se împlinească. Deuteronom 18, dacă îți va vesti ceva și nu se va împlini, să n-ai teamă. Prorocul acela a vorbit de la sine, nu-i din partea Domnului. Dacă ți-a vestit că e așa și nu e așa, nu încerca să, poate am înțeles-o eu greșit, mă, acolo clar s-a făcut o greșeală. Și aici mă reîntorc, de aia spuneam, revelație, interpretare și redare. Poate revelația a fost bună, dar omul s-a hazardat și a mers mai departe cu interpretarea decât trebuia să meargă. Sau în redare a adăugat și a schimbat ceva. Aici e vina prorocului. Sursa e bună, să se pocăiască, să se cerceteze și Dumnezeu îl poate folosi mai departe. Dar trebuie grijă la capitolul acesta. Foarte mare atenție. Trebuie, dragii mei, să fie și o conexie în Duh. Observați că în Fapte 16 ni se spune că apostolul Pavel cu Sila predicau în Filipi și o femeie începe să prorocească, să vorbească despre ei. Oamenii aceștia vă predică și sunt lucrători ai Dumnezeului cel viu. Vă predică adevărul. Acum gândiți-vă dumneavoastră să fi mers noi în misiune undeva și din sală să fie o prorocie. Acest slujitor, slujitorul meu, vă predică adevărul. Slavă Domnului! Bă, și noi am spune... Faină lucrare, e de la Domnul, eu sunt la Domnul, eu de-aia am venit aici, înseamnă că Dumnezeu mă autentifică. Dar auziți ce spune versetul 18 din Fapte 16? Așa a făcut ea timp mai multe zile. Pavel, necăjit, în duhul lui nu era împăcat, ceva nu bătea. Și prin darul deosebirii a simțit și a știut că acolo e un duh necurat și a mustrat duhul din ea. Ei, dragii mei, este sigur subiectiv, dar vreau să vă spun, Dumnezeu când ne-a botezat cu Duhul Sfânt, cu ce ne-a botezat? Pe cu Duhul Sfânt. Și pe mine când m-a botezat cu Duhul Sfânt și pe tine cu Duhul Sfânt, te întreb, e același Duh Sfânt sau nu? Sau are Dumnezeu pentru păstor un Duh Sfânt mai special, pentru și un Duh Sfânt mai slab? Asta e blasfemie, dragii mei. Dumnezeu are numai un singur Duh Sfânt. Și Duhul Sfânt botează pe copiii Săi. Acum, dacă Duhul Sfânt e în mine... Și Duhul Sfânt e în tine. Când iese o prorocie prin vasul acela, dacă e Duhul Sfânt în el, n-ar trebui să fie o conexie între mine și omul acela, fiind același Duh Sfânt? Și dacă este o problemă, și dacă nu simt legătura, dacă simt că ceva nu bate, este, dacă vreți, indicatorul din mine pus de Duhul Sfânt să mă pună în alertă. Ceva aici trebuie luat cu mare grijă.
Ceva trebuie să fim atenți. Aici revin că este nevoie să înțelegem că noi suntem foarte slabi în sentimentele noastre. Dacă, de exemplu, eu mă scol mai răcit, mai supărat, mai întristat, poate să-i proroce cât e bună, că eu așa sunt mai plouată, sunt mai bătută, sunt mai supărat. Asta nu înseamnă că nu vorbi Domnul. Dar mă refer în contextul în care eu simt, sunt în părtășie cu Domnul și este o prorocie, trebuie să simt acea conexie cu vasul care prorocește din partea lui Dumnezeu și trebuie să aducă, dragii mei, descoperire sau zidire. Pentru că spunea Apostolul Pavel, dacă eu aș veni la voi și cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici zidire, nici prorocie, nici înștiințare, păi ce rost am atunci? Ce rost mai are vorba mea? Deci trebuie să fie o descoperire, o zidire, o sfătuire, ceva concret din partea lui Dumnezeu. Revin, noi pretindem că Dumnezeu își face timp să vorbească cu noi. Păi credeți că Dumnezeu, dacă are să ne vorbească, nu ne spune ceva concret, dragii mei? Dumnezeu vrea să ne vorbească lucruri concrete. Și atunci revin, n-adaugă la Scriptură, ne iluminează în inima noastră Scriptura. Uite, va trebui să te pocăiești, aici e o problemă. Asta îmi spune Duhul Sfânt. Și aici vreau să mă apropii de încheiere cu domeniile, dragii mei, de implicare ale prorociei. Aici e cel mai sensibil pentru noi. Scopul fundamental al lucrării Duhului Sfânt în viața noastră este să lucreze sfințirea pentru Dumnezeu. Sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Ăsta e scopul fundamental al Duhului Sfânt. Dacă ne uităm în Noul Testament, nu avem cazuri de a întreba pe Domnul. N-avem cazuri să mergi la proroci să întrebi pe Domnul. Avem cazuri că au vorbit proroci, dar să întrebi pe Domnul. N-a fost. Au fost sfătuiri, au fost consilii, au fost rugăciuni în care Domnul a vorbit, dar să meargă la un proroc să întrebe pe Domnul, nu este Noul Testament. În Vechiul Testament avem acest tipar. De ce Noul Testament n-apare la fel? Pentru că Domnul spunea, când se va coborâ Duhul Sfânt, vă va călăuzi în tot adevărul. Păi dacă mi-a dat Duhul Sfânt mie Dumnezeu, cu ce scop mi-l dă? Numai să mă laud că am fost botezat? Sau vrea să mă călăuzească, să mă sfătuiască, să mă învețe, dragii mei? De-aia îmi dă Dumnezeu Duhul Sfânt. Prorocia un har de la Dumnezeu. Dar Domnul îți poate vorbi ție personal. Și de aceea trebuie să înțelegem aceasta. Domeniile pentru care a vorbit Duhul Sfânt în Noul Testament au fost în vederea lucrării lui Dumnezeu. În Fapte, în capitolul 11, prorocește Agab care să vină o mare foamete și frații au făcut o colectă să trimită ajutoare. Ei, dragii mei, în Fapte 13 vorbește Duhul Sfânt, puneți deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Și frații au ordinat, aici era nevoie de o investire în slujire. Domeniile pentru care a vorbit Duhul Sfânt în Noul Testament este covârșitor pentru lucrare. Încă pentru Pavel, îi spunea ce are să se întâmple că merge la Ierusalim. El vroia să-l folosească mai departe. Și planul totuși era să fie legat. Dar despre căsătorie s-a întrebat în Noul Testament? Nu este nici o referință, dragii mei. Măcar că noi am făcut un tipar penticostal tradițional că e nevoie de o prorocie ca să te poți căsători, nu există niciun fundament nou-testamentar ca să spui așa ceva. Că Domnul ne călăuzește, că vrem călăuzire, sigur, dar nu inversați lucrurile. Ce să mai zic acum de case, de mașini, de business, de mutări, de câte alte lucruri care noi le facem, dragii mei? Vreau să vă dau aici un simplu argument. Luca, capitolul 12, cu versetele care sunt mai pe la mijlocul pasajului, observați ce spune Domnul Hristos, 13 și 14. Unul din mulțime i-a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Traduceți aceasta, dragii mei. Doamne, să-mi cumpăr casă? Doamne, să-mi vând mașina? Doamne, să-mi schimb locul de muncă? Doamne, să mă mut în nu știu care loc, să mă mut în țara cu tare? Doamne, să... Dar cine m-a pus pe mine împărțitor între voi? Cine m-a pus pe mine să vă administrez vouă bogățiile voastre? Dragii mei, scopul lui Dumnezeu îi mântuirea noastră, că ne binecuvintează, ne poartă grijă, harul Domnului. Dar niciunde în Noul Testament nu există tipar pentru a întreba pe Duhul Sfânt ca să devii mai bogat, ca să faci business, ca să vinzi case, ca să construiești altceva. Dragii mei, Duhul Sfânt îi dat pentru zidirea sufletească a bisericii.
să nu ne batem joc de Duhul Sfânt. Avem atâtea principii în Sfânta Scriptură, să ne ghideze, să ne călăuzească, să ne învețe. Dacă vrei să-ți cumperi mașina cu tare, uite în Biblie, principiile acelea, îți dau voie sau nu îți dau voie? Vrei să te muți? Ai libertate de plină din partea lui Dumnezeu, că ești aici sau acolo. Dumnezeu a promis că va fi cu tine în tot timpul unde vei fi. Dumnezeu te poate ajuta. Ei, dragii mei, să nu ne jucăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când noi întrebăm pe Domnul și avem în inimă mari probleme? Dragii mei, spune în Ezechiel 14, oamenii aceștia își poartă în inimă idolii lor. Eu să mă las întrebat de ei și mă las. Și am să le vorbesc și am să-i fac de pomină în mijlocul poporului lor. Adică Dumnezeu însuși te va încurca dacă îți permiți să-ți bat joc de Dumnezeu. Nu trivializați, dragii mei, lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. N-a plătit Domnul Iisus Hristos cu sânge sfânt ca noi să ne jucăm cu Duhul Sfânt. Dacă să ne cumpărăm acum încă un Mercedes, să ne mutăm în zona cu tare, să mergem în vacanță în locul cu tare. Ne-a trimis Dumnezeu Duhul Sfânt să ne ducă la sfințire, dragii mei. Și că Dumnezeu încă ne mai vorbește în har. Și sunt momente când totuși ne răspunde și la nevoile noastre. Ăsta-i harul lui Dumnezeu, că El poate face vrea cu darurile sale, dragii mei. Dar să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Și cu mutările cum rămâne? Că mi-a zis Domnul să mă mut. Știți cum e cu asta, dragii mei? Faceți distinție între voia lui Dumnezeu și permisiunea lui Dumnezeu. Balaam întreabă pe Domnul, să mă duc cu ei, Doamne? Și Domnul îi spune, nu te du. A doua zi iară vin la el, să mă duc cu ei, Doamne? Nu spune, du-te cu ei. Dar spune-mă ce spun eu. Dar eu pun o întrebare, de ce o mai vrut să-l omoare Domnul pe drum? Că eu spus să meargă. Pentru că prima dată îi spusese nu te du. Noi tot întrebăm până auzim prorocia care ne place nouă. Și atunci ne argumentăm. Mi-a zis Domnul. Domnul mi-a spus să fac așa, dragii mei. Ei, dragii mei, dacă îți spune cu adevărat Domnul, îți spune ca la Pavel în Fapte 16. L-a oprit să intre în Bitinia, l-a oprit să intre în altă zonă și îl cheamă în Macedonia. Te cheamă pentru ce? Pentru case mai mari, pentru mașini mai bune, pentru taxe mai mici, te cheamă să slujești lui Dumnezeu. Spunea fratele Cornel foarte frumos mai devreme, prorocie că cheamă Domnul să meargă într-o casă unde ai postez pentru mâncare. Asta da, este chemare din partea Domnului. Dar mi-a zis Domnul să mă mut ca să îmi construiesc ceva mai mult, să plătesc mai puțin, să stau la soare, să cine știe câte alte, dragii mei, să nu ne jucăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poate merge contrar tradiției penticostale. Dar eu nu vreau tradiție penticostală. Eu vreau să rămân la ceea ce este scris, dragii mei, și să nu trecem peste Sfânta Scriptură. Și nu uitați, prorocul, ca oricare altul, se supune aceiași rânduieli a bisericii. În funcțiunile slujirilor și a darurilor, Pavel spune, da, există, dacă vreți, o ordine a frumuseții, a implicării, a manifestării, a slujbelor. Dar în privința ordinii din adunare, niciun proroc nu poate spune, aici eu decid. Și dacă Domnul spune, faceți cum zic eu, că dacă nu, vai de voi. Pentru că în biserică Dumnezeu a lăsat rânduială. Știți cine este, dacă vreți, îngerul bisericii în Apocalipsa? Păstorii bisericii. Și ei sunt responsabili de absolut tot ce se întâmplă în adunare. De aceea uneori suntem poate răi, suntem poate acri, poate supărăm pe oameni, că suntem responsabili în fața lui Dumnezeu și ne frică de Domnul și vrem să mergem cu dumneavoastră împreună în rai, dragii mei. De aceea toți ne supunem rânduielii lui Dumnezeu. Și încolo spunea Pavel, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun, să iubim lucrarea Duhului Sfânt, să o dorim în adunare, dar să o avem autentică așa cum vrea Dumnezeu să o lucreze între noi. Amin.